Sistemul electronic de programare online pentru eliberarea actelor de identitate funcționează optim. La aproape două săptămâni de la lansarea sistemului, la Roman s-au făcut deja 34 de programări online, la care se adaugă solicitările venite direct la ghișeu și care sunt preluate în baza sistemului funcțional de până acum. În săptămâna precedentă au fost produse 367 de cărți de identitate, din care 80 cu stația mobilă la comune, 205 au fost eliberate, cereri de pașaport 38, din care 24 la Roman. Apropo de programul online, 34 de programări s-au făcut online. Deci foarte bine. În câteva zile după ce a început în doar săptămâna trecută. Foarte important este faptul că acest ghișeu nu are nimic în comun cu stilul clasic de adresare către direcția de evidență a persoanei. Cei care vin fără programare se adresează aceluiași birou ca și până acum. Cei care se programează află din e-mailul trimis automat de program cărui ghișeu se adresează, astfel încât nu vor exista suprapuneri. Practic, un alt ghișeu va opera cererile făcute fizic, iar programările online vor fi operate de un ghișeu separat.